în plină pandemie, în momentele în care colegii noștri sunt sufocați de noile cazuri cu forme medici severe de coronavirus, în momentul în care guvernanții au ales să-și arate disprețul față de salariații din sănătate. Din nefericire, Cimbotoșani, noul coronavirus a făcut 4 victime din rândul colegilor noastre, un medic și 3 asistenți. Cele mai de notorietate cazuri sunt cazul Lenuța Buta, colega care a lucrat la boli infecțioase și a fost răpusă de această boală nemiloasă, și ultimul caz al colegei Guluță Tamara de la pediatrie. În memoria lor, vă rog să avem bunăvoința să ținem un minut de reculegere.